Din nou, bună ziua, oameni buni și răi, din grădina ursului cu salate fermecate, sau din grădina gâștei, gâștii. Am tăiat și iarba zilele astea, că prea crescuse, dar mă rog, deja după o caniculă de vreo 3 zile, mare ploaie ce i-a dat azi dimineață cu niște fulgere, vai. Tunete. Varza roșie o duce bine, brocoli ce mai e pe aici, varza cu vârf, ceapa îmbătrânește frumos, e treaba ei. La fel și floarea soarelui se dezvoltă. Sfecla roșie, lângă morcovii cei mai recent plantați. Amărâtul ăsta de praz care era la început, e superb, își vede de treaba lui. RIP vechile plante de căpșune, au fost scoase și s-a pus în locul lor, ce-i asta? Știi ce-i asta? Ce-i asta? Tot brocoli sau ceva? Nu, ce? E... gruncol, guli. Gruncol, da. Guli o să fie astea. Ăsta e tarhon. Nu scol, Radi. Gruncol este varza aia de nu găsim în România. E varza care nu n-o găsim în România. Ardei nu o duc prea bine. Ardei bine. Nu o duc prea bine. Unii o duc, unii nu o duc. S-a mai pus niște fasole pitică pe aici. Și în partea aia sunt vinetele. O să ajungem și la ele. Să revenim. A dispărut mazărea, cum ziceam. Varza cu vârf se dezvoltă. Morcovii sunt pe treaba lor. Și mărarul. Aia e o floare a soarelui, cred. Nu știu ce se întâmplă însă cu vinetele astea, că nu... Trei frunze, două minciuni. Ce dracu se întâmplă cu vinetele astea, mă, pisi? Bă, le-a dat floare, bă, văd și eu prima oară, cred că în viață. Floarea de vânătă. Sunt mai multe, da. Aia, da, am văzut acolo. Aia, dar restul? Și asta am văzut. Ia uite-o, floare de vânătă. Nu știam, bă, băiatule. Băiatul de la țară. Sfântlau, e ok. Fasolea parac deja ia uite, la 2 metri în unele părți, m-a depășit 1,80, 1,90, 2. Ce ziceai că avem aici? Virsing. Eu ziceam că e brocoli, dar nu e. Virsing, zucchini, usă, ce să înflorească, că s-au și făcut vreo 2. Și roșiile, ce că s-au făcut? S-au roșit? Așa zici. Aia ce e, conopidă? Alea 4 sau ce mai dai? Sau brocoli? Alea două sunt brocoli și alea două sunt vesele. Fasolea pitică e aici. Da, mazărea și asta a început să dea iama. Fasolea înflorișea, uite. Da. Fasolea roșie acolo. Înțelegeți, vă? Și dovlecii de după tomată în cam s-au făcut și eu? Salata. N-am ajuns la încă. Salata și eu. Sfecla roșie asta prima și mai bine. Și salatele de aici. Uite pisicuțele și aici. Urmează să crească. Da, bravo. Ce e asta? De uștean? Maghidela, țelena. Hai să vedem la roșii ce s-a întâmplat. Roșiile de fapt erau... Galbene. Astea de aici. Și un castravet avem. A lipsit și noi de 3 zile de acasă și da, ăla l-am văzut. Și un castravet ăla mare la noi. Și e din coace unul. Doi sunt. Îi vezi? La celălalt castravete jos? Ăla verde. Ia uite, frate! Ce castraveți aveam noi în grădină, ce handicapați! Băi, ești nebun! Și nu știam de... de-aia de-i cumpărăm. Păi să-i luăm, că s-a aproape cât o ia, Fabio. Bine, vreo 5 cm mai scurs, dar... Bă, ce grădinar ca noi mai rar! Dar ia vino aici unde sunt eu, să vezi ce castraveți sunt alte? Acolo și cât mulți sunt. Ia uite! Cât de mulți sunt, uite. Îi văd sus acolo, dar sunt cam în cont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unde sunt florile alea galbene?
În schimb, roșiile astea la alte... Oh, și ăștia sunt o grămadă. Nu s-au înroșit sau îngălbenit nimic. Asta-s de aia cu dungi, uite. Aici... 1, 2, 3... 2 blăcei tărcați. Zucchini Green Tiger, ăștia. Ah, Green Tiger, a? Ia uite-l pe ăla, ăla trebuie cu nes. Păi, mai rar grădinar care ai. Vreau să fie norocăiește, ăla are 30 cm aproape, ia uite-l acolo cum doarme. Ăla trebuie să-l culeze un pic și mâine-l, probabil că e plin. Mâine-l fac cu anega, nu-ți-i dau vreo. Da, și de aici o să mai mergem și pe la cireș. Și să vedem că de 4 zile n-am mai văzut, bă, băiatule, cireșul, bă, și cireșul, ia uite-l cum ne așteaptă el. Oh, Gea. Ce, sunt și de alea negru? Ce s-a înroșit. Ia uite. Da, negre? Zici tu negre. Ia și mănânc. O să mănânc, o să mănânc. Dar deocamdată o să filmez, să filmez. Bate la buce. Ha. Cum are apă și când trag de prânz, nu? Vezi, lua de alea pe care am pus-o în pungă, ia de o pungă. Ăsta ce pun eu în pungă, el mănâncă. Băiatu! Hai să ne facem... Cireșe, băiatu, cireșe! Da, cireșe pe băiatu, pungă, pungă cu cireșe pe băiatu. Are, are ceva. Câteva zile. Asta ca să... Uite, astea ce mișto sunt. Ale dracu, păstrele au mâncat și păstrele din ele. De la ploaie, cred că. Așa mi s-a părut și mie. La ce te referi? La cireșul, băi. Mă dau aici pe parte să ne bată soarele. Dar anul trecut cred că a plouat mai mult când trebuia. Gata, ne băgăm la cireșe. A, am uitat să menționez pentru curioși. Unde e cireșul nostru? Și gutuiul, și prunul, și whatever. Undeva, fără gard, nepăzit de nimeni. Casa e... departe de cireș, departe, mă rog. Nu e în curtea casei cum ar veni. Avem aici vecini cu copii, da? Deci n-am văzut una culeasă. Măcar de gust, așa. Bine, aici se-și permite să iei măcar de gust niște cireși. Dar zic tu, nu-i paradoxul? Nu vine nimeni. În România ni le luau din curte cu gard cu tot. Și aici, din câmp, fără grad, fără... Da. Da. Că eu n-am avut cireși în România. Și aici, nimeni, tată. Nu ți le ia nimeni. Decât grauri. Decât grauri, într-adevăr. Dar totuși n-au tras pe atare de ele. De. Civilizația. De pe lumea ailaltă. Și fiindcă nu ne săturăm de... Aoleo, să rup gâtul, bă, cu hoverboardul lui Rex. Fiindcă nu ne săturăm cu cireșele domestice, am venit și la cireșele sălbatice, care... s-au negrit între timp, pe jumătate așa. Și care, bineînțeles, stau în copac aici, bine mersi, și nu le bagă nimeni seamă. Decât noi. Hai să vedem câte o să culegem. Și ăsta a fost rezultatul final al peregrinării noastre. Cât să fie aici? Sub 2 kg de cireșe amare. 2 kg și ceva. Pentru că e greu de cules. Până data viitoare, poftă, multă la revedere. Și poftă bună. Asta e rezultatul de la cireșele amare. Dar rămâne niște lumină aici să se vadă. Bro, s-au strâns ceva, să-i numai pulpa ce am cules la ea de aici pe ochi, 600 și ceva de grame. 43. Și 43 de grame. Și astea sunt coacăzele, de nu știam cum să le zic data trecută, Iohannis Beer. Coacăzele care, după părerea mea, au fost culese cam de vreme, dar n-a depins de mine. E, cam asta a fost și cu grădina,
și cu cireș și eu de fapt vreau să văd și să țin minte, azi fiind iunie 20, cam care sunt etapele, știi, mai învață omul, mai ține minte, să mă uită pe filmare, bă, când s-a întâmplat aia, când s-a întâmplat aia altă, să știi și tu să faci. Hai, toate bune, multă, la revedere!